Esența bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco. Mare brânză, mare gust. Trăim vremuri grele din toate punctele de vedere și în momentele astea e bine să economisim cât mai mult la toate capitolele, inclusiv la capitolul culinar. Iar pizza este unul dintre preparatele care ne ajută să folosim tot ce mai avem rămas prin frigider. Practic, pe pizza poți să pui aproape orice. Așa e, da, dacă stai să te gândești, da. Am văzut inclusiv pizza cu shawarma, vândută de unele... Serios? Pizzerii, da, cu mici, cu... Te miri ce, pizza cu ciorbă poți să faci. Totuși, la pizza cu macarone nu m-aș băga. Aia să zici că da. Dar macaronele în sine pot fi făcute cu topping din ce mai e prin frigider. Da, adică corect. Sunt la fel de... Pentru că italienii au trăit vremuri grele și de la ei au plecat rețetele astea de mâncare pentru vremuri grele, cum spuneam. Dar ai văzut că cele mai bune, adică bucătăria italienească e caracterizată prin două chestiuni fundamentale. Nu, puține ingrediente, dar de foarte bună calitate. Da. Deci calitatea trebuie să fie foarte bună și atunci mâncarea este excepțională. Asta nu trebuie e... să îngrămădești multe ingrediente ca să obții ceva bun. E o regulă de aur cu ingredientele de bună calitate. Iar un ingredient de bună calitate pentru pizza este mozzarella asta de la Delaco. Vine foarte bine. E mozzarella gourmet, varianta pe care o avem și noi aici pe masă pentru cine se uită pe Facebook. Mozzarella de la Delaco, ea este temelia unei pizza de bună calitate. Și, cum spuneam și în alte rânduri când am mai vorbit aici la noi la Culinaria despre pizza, eu vă încurajez să vă cumpărați blat din magazin. Acum se găsesc blaturi semi-preparate, sunt gata făcute și le găsiți la frigider în cam toate supermarketurile. Și am avut surpriza să mănânc pe la niște prieteni, că eu nu am făcut, vă mărturisesc, dar am mâncat pizza foarte bună, făcută cu blat de ăsta din comerț, adică pot să jur că e de la o pizzerie cumpărată. Sigur, în funcție de cuptor, timpul de coacere variază între 8-10 minute, dacă poate ajunge spre 300 de grade, teoretic, cuptorul vostru, până la vreo 30 de minute, dacă are o temperatură maximă de vreo 180 de grade, dar se vede la ochi dacă e gata pizza. La 180 de grade mai mult o fierbi, cred. Da, nu prea e ideal. Ideal la pizza e să fie, adică cuptorul de pizza ăla al pizzerilor, ăla cu lemne, ajunge pe la 4-500 de grade și acolo bagi la 2 minute pizza. Știi ce se mai poate face? Există pietre de copt pe care le pui la cuptor, dai la temperatură mare și aștepți până se încinge piatra respectivă de copt, că aia are inerție termică mare. Corect. Și pui pizza pe piatra de copt și atunci te ajută. Și țese cumva ca aia la vatră. Da. Dacă totuși sunteți entuziaști și vreți să faceți blat, vă dau o rețetă pe foarte scurt. 350 de grame de făină, 7 grade de drojdie, 7 de zahăr, 7 de zare. 7. De sare, da. Așa? Și grame, nu grade. Da, grame. Grame, bre. Ai zis grade, da. Eram setat pe cuptoare. N-are nimic. Deci, 350 de grame de făină, da. 7 grame de drojdie, 7 grame de zahăr, 7 grame de sare. 7 dintr-o lovitură. 50 de mililitri de ulei de măsline. Da. Și 150 de mililitri de apă călduță. Le frămânzi bine și lași la dospit într-un bol, până își dublează volumul sau aluatul... Da. Sau într-un bolcan, dar cu gula deschisă. Exact. Bun. Pe urmă avem sosul. Sosul de pizza se face din 250 de mililitri de suc de roșii, sau 500, funcție de calitate. Calitate. Da. Dar 250 de mililitri de suc de roșii, începe să mi se facă foame. O lingură de ulei de măsline, da. Sare, piper, oregano uscat, da. Și merge bine dacă puneți, să știți, ceva ceapă tocată foarte mărunt. Așa, o lingură de ceapă în cantitatea asta. Sau nu? Nu e obligatoriu. Okay. E o variantă care merge bine. Bun. Și avem blatul, așternem pe el sucul de roșii și, bineînțeles, mozzarella. Cu cât mai multă mozzarella, cu atât mai bună pizza, din punctul meu de vedere. Și după aia topping. Și un exemplu de topping făcut din ce mai ai prin frigider poate rezulta o pizza mexicană. Dacă pui boabe de fasole, boabe de porumb, o ceapă roșie tăiată solzișori, ardei gras verde, măsline... Te-ai stricat. Și ai băgat totul la
Da. La cuptor, cum spuneam, la una dintre temperaturile ce se pretează la cuptorul tău de acasă. Dacă mă întreb pe mine, pe lângă toate aceste vegetale de care am vorbit, ca să împăcăm și publicul aflat în post, o fi, ceva trebuie să fie, un post e sigur. Într-o direcție greșită, așa, da? Sau care nu, pur și simplu nu îndrăgește carnea. Așa. La ceea ce am vorbit mai devreme, aș adăuga obligatoriu bacon. Baconul este ingredient, da, toppingul meu favorit la pizza, e bacon. Serios. Da. Deci pizza mea favorită e cu bacon, ardei iute, ananas. Uh-huh. Și multă mozzarella. Am văzut o combinație foarte bună într-un loc. Aveau prosciutto, care e șunca italienească mai maturată, așa, mai uscată, mai... Și sos de trufe. Bun. Foarte interesantă combinația. Da. La care aș adăuga și puțină brânzică afumată. O scamorță afumiciată. Și apropo de asta, pizza mea favorită este una, îi spune ripiena. Ripiena înseamnă umplut. De calzone. Nu. Nu calzone, fii atent. Deci, aia e pizza normală, e blatul rotund. Da. Pe margine, știi că marginea, există tentația asta să nu mănânci marginea. Sau tendința. Așa sau... e, o arunc mereu, că am impresia că așa slăbesc. Da, nu mâncă mai aia, că e numai pâine, știi? Ai văzut cum fac? Mulți? Nu, da, mănâncă marginea. Nici eu nu mănânc. Păi fii atent, spun eu cum face. Pe margine. Deci îți faci pizza ta cu pizza cu brânză afumată, cu șuncă, mozzarella, ce vrei, mijloc. Pe margine pui o compoziție de cârnat, salsicea. Scoți cârnatul din prapuri și îl împarți așa de jur împrejur, puțin piper și italienii mai pun-o, ca să taie gustul ăla gras de cârnat de acolo, pun o iarbă, au ei o iarbă amară, nu știu cu ce se poate echivala, cred că la noi ar merge rucola, dar găsești, se cheamă friarelli. Nu știu ce este friarelli, dar așa pun ei. Este o iarbă mai amăruie. La noi rucola e foarte bună, tată. Da. Și pasta, pasta o petreci. O pădie. Deci așa, o întorci. E practic ca o mini calzone de jur împrejur. Faci un inel. A, înțelegi? Cum... Da. Și asta este, rezultă o umplutură. Dar să știi că poți să umpli și cu mozzarella. Poți să pui și mozzarella, numai, da. Numai mozzarella. Nu, aș pune și cărniță. Fără cărnat, am viața nu are farmec. Da. Viața e pustiu fără cărnatul ăla de acolo. Și în mijloc poți să mai pui un ou. Înțelegi? Pizza ripiena. Mama este... Dacă te țin nervit, și mănânci tot. Cârnăciorul la feliuțe, da. Ai multă mozzarella asta de la cu gourmet cu bulețe, da. Și faci lucru manual acolo, dar merită efortul. Da, dar recomandarea este pentru așa ceva să nu folosești cârnat care să fie deja tare pe dinăuntru, să fie cârnat proaspăt. Păi da, că altfel se face tun. Da. Măi, ursuleț, dar ție nu-ți place, mă, tată, pizza. Ba da, îmi place pizza cu ton, dacă ați mâncat vreodată. Da, cum să nu? Servit. Sau cu somon. Și ceapă, nu? Da, da, ton și ceapă. Da, adică e simțională pizza. Și măsline. Atâta că, din păcate, tonul s-a scumpit al naibii. Serios? Nu dacă ați văzut, da, conserva de ton, că la pizza se folosește mai ton la conservă. Mai am să aduc. Păi ce, s-a scumpit? S-a scumpit curentul, ce are cu tonul. Sunt greutăți. Da, acum e tonul mai înalt. Scuzați. Bine. Ce prost a fost. Dacă am văzut am văzut mesaje pe WhatsApp, mai dați o dată rețeta pentru blatul de pizza și așa mai departe. Să știți că am fost și suntem live pe pagina de Facebook, dacă vreți să ascultați înregistrarea. Găsiți înregistrarea. Ce? Uite-te în cameră, uite-te în cameră. Ai camera de plan general, nu. Păi și camera ta care e? N-am, trebuie să fie în față, nu există. Numai Luca are camera lui. Băi, ce-am făcut? Bine, adevărat, mă, suntem pe... Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco. Mare brânză, mare gust.